să intri în trecut, în poveste, în convenție, la urma urmelor, să intri în literatură și încă în aceea năvalnică, răscolitoare, cu dramă și drame trăite total, cu tulburătoare nuanțe, cu toată intensitatea, cu tot sufletul, cu toată mintea. Din lumea noastră, de prea multe ori grăbită, de prea multe ori superficială, artistul ne trage nu numai spre alt timp, ci mai ales spre o altă măsură și măsurare a timpului. Artistul este prietenul nostru, reputatul regizor de teatru Eugen Todoran. Cu o excepțională echipă de colegi și o distribuție care îi va ferici pe telespectatori, ne propune peste câteva zile un eveniment teatral, versiunea pentru televiziune a dramei Don Carlos de Schiller. Domnule Eugen Todoran, nu vă spun maestre pentru că știu că nu vă place. Câte piese ați regizat în cariera dumneavoastră? O statistică înainte de toate. Anii sunt destul de mulți și o inventariere dificilă. Aproximativ 50 de producții la televiziune. La televiziune și în teatre? Peste 20. Și acum de ce Schiller? Bineînțeles că trebuie să recurgem la dramaturgia fundamentală, nu? Care abordează, să spunem, ceea ce ține de om, de sentimentele general umane, general valabile, de dramaturgia care ridică, conține problematica, mare idee din totdeauna ale lumii. Ideea de libertate, ideea drepturilor individului. Am întrebat de ce, pentru că e o alegere dificilă să pui astăzi, într-o epocă nebună, o piesă care înseamnă totuși o altă epocă. E un curaj. E un curaj, dar important mi se pare ce ne leagă în timp. Deci, marile sentimente, marile pasiuni, iubirea. Friedrich von Schiller avea 28 de ani când prin drama Don Carlos arunca lumii o sublimă provocare. Era acela un punct de cotitură în creația sa, în care reverberau filozofia istoriei, litera și spiritul kantian și întâlnirea cu Goethe. Să ne gândim că în economia vieții sale, doar 46 de ani pământeni, în care a scris atâtea drame, poeme, proze și lucrări de estetică, Schiller era, la momentul Don Carlos, trecut de jumătatea vieții. Lectura românească de la finele mileniului spulberă praful de pe cei 200 de ani, dăruindu-ne prin această superbă și temerară aventură liniștitorul gând că valorile rămân, că există o continuitate în acest umanism care străbate timpul. Veți continua cu Schiller? Da, plecând de aici, de la experiența asta, oricum este o încercare care mai chinuie și se pare chiar din datele lucrului că pune mari probleme, responsabilitatea față de un asemenea gest cultural e chinuitoare. Câteva vorbe despre echipa, această echipă formidabilă care practic v-a ajutat să faceți acest spectacol. În timpul căruia noi am filmat. Da, am redescoperit ceea ce iarăși e esențial pentru munca de televiziune, munca în echipă. Și ne demonstrăm acum că se poate, dar se poate numai în spirit de echipă. Și am redescoperit echipa, am redescoperit munca din plin, pentru că aici se depune o mare, se consumă o mare energie pe toate planurile. Scenografie, costume, o distribuție prestigioasă, care prezența ei pune mari probleme, îmi creează probleme, dar și bucurie. În nopțile în care lucrați pe text, înainte de a exista tot ce ne înconjoară aici, cum v-ați imaginat clipele astea? Când în insomnii? În insomnii? Cam așa. Se pare că suntem pe drumul bun. Da. Da. Asta înseamnă că și succesul va fi cel pe care l-ați așteptat. Succesul pe care sperăm. Vă mulțumesc. Și eu. Pentru a aduce pe ecran frământatele personaje ale dramei Don Carlos, regizorul Eugen Todoran a ales actorii dispuși să trăiască la intensitatea scriiturii aceluia care afirma că frumosul este moral în sine.